e altceva. 39 de piese de teatru românești, două bulgărești și una pentru copii. Acesta este bilanțul după 5 ani de activitate în funcția de director a dramaturgului Mircea Meionescu. Un proiect bogat, plin cu dramaturgie clasică, contemporană, comedie, dar și cu debuturi în lumea teatrului. În peste 5 ani de activitate, directorul teatrului se declară mulțumit de cum au decurs lucrurile în ciuda tuturor obstacolelor întâlnite. Astăzi, 7 decembrie, se împlinesc 5 ani și 5 luni de când eu am preluat timona teatrului din Giurgiu, acum numindu-se Tudor Vianu. L-am preluat Valah, se numește Tudor Vianu. Perioada în care proiectul meu, Giurgiu, Cetatea Dramaturgiei Românești, a mers din plin cu 42 de piese, dintre care 39 piese românești, dramaturgie clasică, contemporană, debut în dramaturgie, două debuturi în dramaturgie, dramatizări, două piese bulgărești și o dramatizare după Frații Grimm pentru copii. Deși ocupă funcția de director al Instituției de Cultură până în februarie 2016, Mircea Meionescu spune că încă nu s-a gândit la realizarea altor planuri pentru anul viitor.